Veste bună pentru bihoreni. Centura Beiuș, cea mai complexă lucrare de infrastructură a Consiliului Județean Bihor, a depășit 90% stadiu de execuție. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a afirmat că lucrările la Centura Beiuș pe cei 9,3 km ai primelor două tronsoane vor fi finalizate la jumătatea lunii viitoare, după care va urma darea în circulație. Pe aproape toată lungimea a fost deja turnat ultimul strat de asfalt. În prezență lucrează la bordurări, montarea stâlpilor de iluminat și marcaje. Centura Beiuș face parte dintr-un set de opt lucrări de infrastructură rutieră, de acest fel inițiate de Consiliul Județean Bihor în ultimii patru ani. Pentru a facilita accesul către stâna de vale, Consiliul Județean Bihor va construi un nou drum de legătură de 1,4 km. Traseul noului tronson care va fi conectat cu drumul Apusenilor va porni din pasajul suprateran de la capătul centurii Beiuș, înspre Ștei și va continua până la intersecția cu drumul Județean 764A în apropierea localității Mizieș, Comuna Drăgănești. Acesta se află în etapa de proiectare și reprezintă etapa a treia centurii Beiuș. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020 și din bugetul Consiliului Județean Bihor.